Da. Uh-huh. Jeanne iar are telefon, zice ceva. Bună seara, bine v-am găsit. E bine. Asta așteptam. Spune de SMS. De ce nu m-a schimbat mai devreme că erau gagicile alea frumoase? Doamne, ce fel de... Te-am lăsat în culise să-ți faci de cap, nebunule. Da, era păi ce puteai să faci în direct? Ce puteai să faci tu aici? Nu, să nu te fii și eu pentru ele, să fie... Păi te-am văzut Jeanne, după te-a lăsat pe ele, cu ele, te-a lăsat să stai cu ele în culise, asta spune. Păi de ce, vreți să mă băgați cu 5-6 să venim 10 înapoi? Copiii tăi, că ăla care s-a întors de la război. Păi, ți-au plăcut costumele? Frumoase. Costumele, da. Ți-au lăsat cu gura căscată? Frumoase costumele. Aproape un cuplu celebru, sudat de-a lungul câtorva ediții la noi aici în emisiune. Dar noi zice, Jeanne, dar noi zice, fii atent. Joia este seara testelor pentru Jean și Vali. Iar teste. Teste, frățioare, păi, dar nu v-ați pregătit Jeanne o săptămână ca să fie treaba mai... Vorbești de teste, îl văd pe Vali Vigelie, am zis că e Penianu. Atenian. La 1272 așteptăm mesajele noastre pentru că este ultima șansă de a câștiga un super Samsung Galaxy J3. Vi-l dăm cadou. Deci, trimiteți pleacă, cât mai multe moca mesaje, no, bun, dacă nu-l dă, dacă îl fură Jean. Îl fură Jean oricum. Da. E joi, să fură. Cu data, dacă e joi, se fură. Cu data nașterii să adăugați neapărat la mesaj, ca să puteți intra în extragere. În câteva momente, pe o oră și ceva, vom fi și noi în Club Zamon, în Centrul Vechi, cel mai de fiță club din acest moment al Centrului Vechi, pentru o altă petrecere. Iar pe Instagram ne găsiți, găsiți muzica la DJ Silviu Andrei și imagini la bord de a 666, Anisia Gafton și Mielu cu Onară. De mâine suntem și la After Hills. Gata, am zis toate evenimentele culturale. Nu uitați că mâine dimineață de la ora 8 până spre ora 4 Antena Star se organizează o petrecere pentru copilași, pentru îngerașii din... Mâine sunt acolo. Noastre. În Parcul Izvor. Doamne ajută, în Parcul Izvor se va întâmpla toată treaba asta. De la 8 dimineața până la... La cât cânti? La 11:30 de dimineață. Păi da, dar la 8, bine că nu când la 8, la 8 începe. Copiii dimineață și pom vine Dane, cum să termine emisiunea, el să duce deja acolo, montează sculele și așteaptă copiii. Căunelul de pescuit. Îmi beau o pufoaică, stau la pândă. Lăsați copiii să vină la mine. Da. Da. Sunteți pregătiți de un nou test, să vedem. Cine a câștigat săptămâna trecută? Vali. Nu, întreba Jeanne, întreba de Steaua sau Dinamo, fii atent la întrebările lui. Ai răbdare. Nu, a fost egalitate, mă, sigur a fost egalitate. Da, sigur, bravo. Da, asta a fost, da. Bine, de tot aceea, de data aceasta, în măsura în care vom avea timp, o să avem și imagini, o să avem și lucruri dincolo de testele acelea de logică. Dar punem așa, cine vrea să înceapă, să știu cu cine pun aici? Vali? Auzi, Jeanne, vorbește Dan cu tine! Lăsă-mă, că eu făceam aici, tratam o chestie, să-mi spună, să-mi sufle și mie. Păi nu știe, mă, nici Bordea, cred că ele mai răsărit. Auzi, facem altfel, Dan, începe cu Dan, cu Jean, pardon, ca să nu mai apuce să îi sufle. Hai, Jeanne, stai, mă, că uite, am toate răspunsurile scrie aici. Haide, Jeanne. De ce trag clopotele la biserică? Mitică era să scrie. De sforis, te ajut eu. De lanț. De frânghie. Bravo, mă. Bravo, ești atent. Ți-am zis să fii atent. Sunt, păi, dar am răspunsul aici, mă, ți-am spus. Am 2-0. Cum, mă, tot? Ce face? Nu, mă, 1-0. Gata, stai așa. Ce face un iepure când împlinește un an? Acum să te văd, hai! E întrebare pentru tine, Jeanne. Nu pentru mine, acum. Nu, pentru tine, Evali. Pentru mine? Da. Când împlinește un an? Ce face? Ce face? Sărbătorește. Și dă majorat. Merge pe-al doilea. Merge pe-al doilea, mă. A pierdut, mă, recunoaște. Da, da, da. A pierdut, mă, a pierdut. Da. Cine are pene și nu zboară, Jeanne? Păi, nu știu cum te-a nimerit pe tine cu întrebarea. Are pene... Ăla, da, cu o doamnă în avion. Are, cine are pene și nu zboară? Nu mai suflați, mă. Ăsta... cum îi spune? Cum o cheamă? Cu pălărie, cum îi spune, mă, femeia cu pene. Cum o cheamă, mă? Perna, mă, Perna are pene. Perna. Perna. Dar ce, mă? Păi, dar cine, mă, că era foarte mișto. Băi, Dane, ascultă-mă puțin. Mai bagă ăștia acum pene în... Perne? Mama e are, păi, de gâscă. Da, pe a, măta mare, mai trăiește? Nu mai, dar a rămas pernele. Penele ei. Hai, Vali, fii atent aici. Atenție, da, Mane. Ce se micșorează pe măsură ce crește? Băi, vezi la ce... Vezi? Băi, nu te gândi la ce... Băi, băi. Pe măsură ce crește, ce se micșorează, Jeanne? Hai, măi, hai. Tic-tac, 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 tic-tac. Nu știu. Anul. Anul. Dar asta nu m-am gândit. Mamă, ce mișto e asta, asta e tare, frate. Ai văzut? Chiar e tare. Ai, da, putea să, ai putea să faci o melodie cu treaba. Mamă, ce mișto, deci crește, să-mi... Doamne, e... A vizualizat, ai văzut? Vezi, Jeanne, ai revelații. Așa e, Jeanne? Eu, mă, cum să... Ai revelații. Haide. Care cer nu are stele? Cine acum? Jeanne. Care cer nu are stele? Da. Cerul gurii. Perfect!
vreau. Ce-o fi cu tine, Jeane? Astăzi, astăzi am luat niște pastile așa de mari care se bagă în cap. Că vreau să ajungem și la alea. Ce se face la lumina soarelui? Hai mă, zi, că tu ești. Ziua. Umbră. Dar și ziua era bun răspuns. Nu, frate, umbră. Dar se fac multe lucruri la lumina soarelui. Da, ți-ar Dumnezeu tot ce-ți trebuie. Ai spus bine. Ai văzut? Da. Și punem sau nu-l punem? Da, să puteam, mă, da. Câte sticle nu pot fi umplute cu oțet? Câte sticle nu pot fi... Sau care sticle, nu câte, nu, am greșit eu. Care sticle, care nu sticle câte, nu da. Pot fi care sticle oțet, nu pot fi umplute cu oțet? Păi sticlele astea, cum le cheamă? Stai mă, sticle... era unul de dimineață și l-auzeam cu căruța când venea. Sticle goale... Ăla, nu stai așa. Hai că te apropii. E da, care sticle nu pot... Sticlele pline, mă. Sticlele pline, mă, bravo. Sticlele pline, mă, Jeane, mă. Da, deci câte 2-0 pentru mine? Păi e 2-0, da. Tot tu câștigi, eu răspund. 2-1, dar nu mai răspunde. Bine, am pus-o pentru Vali. Dar de ce? Păi am răspuns eu. A fost, bă, nu, că a gândit-o logic. Păi cu umbra, trebuia să răspund cu umbra, că așa m-a făcut pe mine tata, la umbră, dar și mai brunet. Jean, se punctează și imaginația, o să vezi. Bine, cine atunci? Mai zici și mie câte ceva. Acum, Vali, câte prune poți mânca dimineața pe stomacul gol? Hai. Câte prune pot mânca dimineața pe stomacul gol? Hai. Fără număr. Una, că după aia nu mai e stomacul gol. Vezi, dacă le mânci toate odată? Cum să le mânci pe toate odată, mă, nici eu, mă, să mor eu. Faci două odată. Ce gât ai tu? Eu am, pe experiență. Păi, vine vorba aia, băi, prune în gură. Primitiv, băi, prune. Câte poți mânca? Nu, da. Mâna mai ușoară. Cine l-a bătut prima oară pe Ștefan cel Mare? Mike Tyson. Cine se mai ce face? Îți spun eu cine l-a bătut. Maică-sa. Maică-sa, mă, bravo. Păi tot cu maică. Păi tot cu maică. Mike Tyson, maică-sa. Și dacă l-a bătut, mă, taică-su prima oară, ce ne face? Tu ai zis maică-sa în engleză, nu? Ai vreun Grigore ureche? În engleză, maică-sa. Mike Tyson. Mike Tyson. Băi, pun tot lui Vali. Fii atent că aveți 2-2. Hai, mă, zi. Stai repede. Mai departe. Cine urmează? Stai, Vali sau eu? Tu ești. I-am pus lui Vali, i-am pus răspunsul. Eu sunt, da. Întrebarea acum pentru mine. Pentru Vali. Da. Ți-a luat-o până înainte. Și acum eu sunt, nu? Nu, întrebarea pentru merge mai departe. Hai, mă, trebuie să facem. Dar alege-i pe aia, bună. Bine, mă, cine intră mai întâi într-o casă? Hai. Acum să te văd. Eu trebuie să răspund, nu? Da, mă, da. Da. Proprietarul, muncitorul. Cheia. Cheia. Potrivită. Cheia de la inima noastră. Jeane, da, ce porți cu tine toată viața și nu simți? Păi, port cu mine toată viața și nu simt... Taci, bă, că lasă să simte. Port... gândurile, Jeane, gândurile. Nu, port... Păi nu, că e simt, bă. Da, mă rog. Ai, uite, ar putea fi. Numele, mă. Numele meu, da, care... Că vrea să ajungă. Păi, știam, stai puțin, știam. Să pun și o întrebare pentru toți. Da, mă, și pentru telespectatori. Da. Fii atent. La 1272 răspuns, cu data nașterii, ca să luați telefonul. Da. Îl vezi și nu-l ai. O să-l ai și nu o să-l vezi. Timpul. Salariu. Greșit. Nu? No. Dar stai că pun și eu una atunci. Hai, bă, că răspunde. Da. Aia, are răbdare, o să răspundă telespectatorii, mă. Nu. Salariu. Pe îl vezi și nu-l ai. O să-l ai și nu o să-l vezi. Timpul. Da. Nu. No. Păi greșit. Coșugul, tati, coșugul. Ca să nu mai te gândești. Una simplă, fii atent. Simplă, cea mai simplă. Fii atent, mă, cea mai simplă. Asta e de la Lis. Fii atent. Uite, Dane, fii atent. Ai văzut îmbrăcat așa? O iei în mână. O bă, ai grijă ce zici. Și o frești la gaură. Ce e? Ce stai, mă? Stai, iau mai ușor. Deci o iei mână. O iei mână, o pui după gât și o frești la gaură. Ce e? Pui după gât și o frești la gaură? Da, mă, păi, dar ce vrei? Așa e treaba. Știți? Saxofon, mă. Ce e, mă, ăla? Îl frei. O! Ninja. Chitara? Nu, că nu o pui de gât ninja. Chitara! Chitara! Și-a revenit a noastră, vă mâncă tegură. Și-a revenit Anisia după un an și jumate. Bravo! Trăiți-ar neamurile. Băi, fii atent acum, că avem 4 întrebări care sunt legate cumva. Trebuie să fiți concentrați la răspunsurile. Nu, Jeane! Cine? Hai, începe cu tine, da. Cu mine? Din câte mișcări pui o girafă în frigider? O girafă? Poți să răspund eu în locul lui?
digite. Cine începe? După aia trebuie să păstrăm alternanța. În câte mișcări pot? Jeane, nu mai te gândi că spun eu, fii atent. Ia. Deschizi ușa, da. Bagi girafa, închizi ușa. Trei mișcări. Trei mișcări. Bravo, frate. Trei mișcări. Asta este o întrebare care vrea să vadă simțul practic dacă ai tendința să complici lucrurile simple. Următoarea. Din câte mișcări pui un elefant în același frigider? O să răspund eu pentru tine. Jean. Stai mă, dar tu zai. Răspund eu, l-ajut eu. Te ajut eu, fii atent. Din patru mișcări, deschid ușa, scot girafa, bag elefantul și închid ușa. Bravo. Ai văzut? Auzi, dar tu i-ai dat mesajii cu răspunsul la întrebări? Nu. Întrebarea urmărește să vadă dacă te raportezi la consecințele acțiunilor trecute. Da. Acum zi, Jean, și adevărul, că i-a arătat lui Vali toate răspunsurile. Da. Nu, mă. Eu cred, 3. Să știi. Leu, regele junglei, ține o conferință a animalelor. Toate animalele reușesc să vină cu o singură excepție. Care? Nu am înțeles. Leu, eu ți-am făcut semnul, dar mai mult nu pot să stă. Toate animalele. Leu ține o conferință animalelor. Toate animalele reușesc să ajungă cu o singură excepție. Care? O excepție. Adică una nu vine, nu? Da, exact. Cine nu vine? Ce animal nu vine? Ăla care e după el. Ăla nu, frate, elefantul. Elefantul, păi ăla e... Că l-ai pus în frigider. Da, bă. Hai, las-o, dramă. Și girafa, și girafa. Întrebarea asta îți testează memoria. Și 4. Există un râu pe care trebuie să-l treci. Se știe însă că râul este populat cu crocodili fioroși, iar tu nu ai o barcă. Cum faci să treci râul? Asta știu. Te arunci acolo, cine o fi, o fi. Acum. Deci să treci râul ăla și jos sunt mai populi, să știe că sunt. Da, râul se știe că e populat cu crocodili fioroși, iar tu nu ai o barcă. Cum faci să treci râul? Iau... Taxiul. Iau taxiul. Hai că zic eu ca să nu. Pot, mă. Păi e pe... Sari în apă și noți acolo, până pe malul celălalt. Nu ți-am zis că toate animalele, deși crocodilii, sunt la conferința leului? Mamă, păi prea de tot, mamă! Eu ți-am zis că au legătură. Întrebarea urmărește să vadă cât de repede înveți din greșeli. Da. Fii atent aici. Hai, că aici e 4-2 pentru Vali, deci te-a nenorocit. Da, nu e. Hai, mă, frate, că nu... N-am răspuns corect. M-am auzit gura. Deci la logică Vali beton. Dar continuăm să vedem câte strângem. Avem niște imagini. Da. Ei, aici mai mult Ia. Trag. Alea cu obiectivele turistice. Marele zid chinezesc, da. Perfect, Jean a luat. Ai fost? Bravo. Da, am fost, am... Jean, nu minți. Am fost, am... Îți crește nasul mai mare ca al meu. Vali. Da. Ce e ăsta? Da, asta e în India, cum îi zice... În India. Zi să-i zic. Zi. Dar tu ce te uiți la el, că așa făcem și la școală. Spune, că, dar nu i-a spus. Am zis în India. Taj Mahal. Taj Mahal, așa. Taj Mahal. Bravo, Vali. Da. Hai. Hai, Jeane, bagă aici. Da. Da, ăsta e Coloseum ăla. Vila lui Burica. Unde s-a bătut nebunia. Unde s-a bătut ăla. Da. Bravo, Jeane. Da. Coloseum. Mamă! Turnul din... Zim. De la Pisa, mă. Auzi? Bravo, apropo de turnul ăsta, îi compuneam la cineva, fata o chema Denisa, îi spuneam, ce frumoasă e Denisa, zici că e turnul din Pisa. Dar am uitat că îi strâmba așa, cum mă? Deci, că, cuvânt de onoare. Deci îl puneam și pe Vali, câștigător. Turnul Eiffel, e bine, am cât am, 7-2. Da, stai că nu mai înscrie ăsta. Asta e ușor. Asta e. A, tu mai la mine nu scrie. Gata, nu, că și-a revenit. Așa. Hai, cine urmează? Turnul Eiffel, eu. Te-am trecut, Jeane, turnul Eiffel, te-am trecut. Vali, următorul. Dă-i mă ceva, o cocioabă. Deci, pasta. Catedrala, din, cum îi zice, stai mă ca să spun că sunt mai multe. Neamului. Stai mă puțin, sunt mai multe, Jeane. Băi, și am o grămadă poze cu ea. E în Spania. Da. E în Spania. Da, cum unde e Spania? Spația, și eu. Unde e Spania? Băi, și stă pe limba. Am fost acolo, am stat câteva secunde. Stai că spun imediat. Nu o să mai... Echipa de fotbal, unde e echipa de fotbal? Nu e, măi, Madrid. Madrid, așa. Nu, mă, Madrid. Nu e, măi, Barcelona, Sagrada Familia. Barcelona. Cum să nu știm asta? Băi, pe de vezi că tu ții Jeane. Madrid, să vă... Hai, Jeane, că mai avem una. Nu mai știam ce stadion am vizitat. Big Bang-ul ăla, Londra. La Big Bang? Nu Big Bang-ul ăla, cum îi spunea asta? Fuziunea! Da, Jeane, l-ai ghicit. La Londra, da. Nu am fost eu acolo, m-am dus mereu să văd Big Bang. Da, Londra, el e. Da, el e. Păi nu știi pe pod acolo, ce găsești tu pe podul ăla? Românașii cu alba neagră. Știi cum l-am văzut pe unul că cerșea acolo? Era cu o pălărie jos. Da. Nu-ți exagere. Și așa.
stătea cu degetul. Mă zic, ce să faci tu așa? Taci, bă, că ăștia așa îmi dă mie bani. Băi, deci, na. Așa, mă, să cerșești așa? Deci, la, până la asta, că pentru următoarele nu mai este cu... Este, vă testăm ce fel de personalitate aveți. Deci, Vali are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, ajunge. Jean are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Băi, a recuperat acum, da. Mă. Da. Nu. Hai să vedem niște poze. Ia dați clipboardul ăla la o parte, că ăla e, trebuia să completăm ceva, dar nu mai avem. Deci îl dau la o parte? Dă-l așa, ca să se vadă ecranul mai bine. Dă-l la o parte, că m-am supărat de tablă la școală, m-am făcut numai fiartă. Băi, fiți atenți. O să vă uitați la niște imagini, fiecare pe rând, spune ce vede. Și eu vă spun în funcție de ce vedeți, cum sunteți. Ia bagă. Ia bagă, Jeane, tu. Da, o să cânte după pub. Băi, asta seamănă cu un cap de schelet. Un cap de schelet. Așa văd eu. Băi, Jeane, eu... O oglindă, mă, Jeane, mă. Da, mă, oglindă, bine. E oglindă, Jeane. Ce mi-e inspira așa în totalitate. Păi nu, este o oglindă, mă, Jeane, mă. Da, mă, este o femeie văzută în oglindă. Deci ce vezi, Jeane? Tu vezi o femeie, da? O femeie văzută în oglindă, dar eu văd un cap de mort. Ai văzut un craniu. Jeane a văzut. Ce vezi întâi, o femeie sau un craniu? Un cap de mort văd eu. Un craniu. Tu ce vezi, Vale? Ce vezi, Picasso? O femeie care se uită în oglindă. Aia, vezi? Astea sunt variantele. Dacă vezi craniu, ești o persoană realistă și cinică. Înțelegi că toate lucrurile bune sunt trecătoare. Dacă ai văzut o femeie, ai o naivitate născută. Ești naiv. Ești suflet de artist. De multe ori nu observi amenințările sau problemele. Ce vrei asta este? Hai, următoarea. Sunt cinic, ce urât sună asta. Ce vedeți aici? Aici văd așa, în felul următor. Ce e asta, nebă? Un cap de crocodil. Ce vezi prima oară? Tu zici un crocodil. Da, un cap de aligator. Da, aligator, crocodil. Nu vezi, mă, barca aia? Da, da, văd și barca. Da, eu și te văd și pe tine, cum te uiți după capatos, și eu spun, stai jos, vede... că nu o să... Contează ce vedeți prima oară. Deci ați văzut prima oară amândoi crocodil. Dacă da, vezi crocodil, ești o persoană foarte practică și te gândești la amenințările care ar putea să apară în viața ta. Duci un stil de viață precaut, ca să nu zicem complet pesimist. De aceea, uiți micile detalii pozitive. Poate ar fi o idee bună să nu te mai îngrijorezi atât. Să știi că ai dreptate. Le pun la suflet, așa, mai bine le pun și un... Hai, ce vedeți aici? Aici văd în felul următor. Două persoane care fac dragoste. Prima oară, mă, ce vezi? Nu știi ce văd? Ce-ți sare în ochi? Văd o femeie cu părul mare, așa, cu cărare pe mijloc. Un băiat și o fată, mă. Și care, pe care v-ai văzut-o prima? O fată sau un băiat? Pe băiat. Pe băiat. Amândoi l-ați văzut pe băiat? Am văzut fata aia. Ai văzut fata. Jeane, dacă vezi fată, înseamnă că te afectează prea mult ce are de spus despre tine sexul opus. Da. Dacă poate că există în viața ta o femeie care îți provoacă fericire sau nefericire. Cauzi cu prea multă disperare din partea ei. Acceptă-te așa cum ești, relaxează-te și mergi mai departe. Bine, explicațiile sunt... Dacă vezi băiat, s-ar putea să te îngrijoreze un bărbat de la muncă sau din familie. I-auzi... Dar cum ai văzut, mă, ceafalul ăla? Că ăla e cu... Ceafa, cu... Poate fi de bine sau de rău. Orice ar fi, va trece. Nu trebuie să te îngrijorezi. E de bine. Dacă-i vezi pe Hai departe. 4. Ia ziceți aici. E, aici eu văd. Ce vezi, Vale? Parcă-i nasul tău ăla. Măi, Jeane, uite-te bine la mine, da, dintr-o parte. Fii atent, știi ce văd aici? O oaie, ce văd aici? O oaie nu există. O oaie cu pene. Văd un cap, ceva, nu știu, un bătrân, un bătrânel. O bătrână. O bătrână, o... Într-o gară. Ghemonaia. Bătrână într-o gară. Asta mama trebuie Simba, marinarul. Dacă ai văzut o femeie bătrână, înseamnă că ai foarte multă experiență de viață. Deci... Ești inclinat spre gândire critică și analizezi problemele vieții din toate unghiurile. Zi, bă, băiatul. Păi, deci vreau să te analizez. Da. Eu, sincer, am văzut o femeie tânără. E și o fată, nu? E o fată tânără, da. Întoarsă cu... Din profil. Cum întoarsă invers, mă? Am văzut cu gene, cu... Uite, cu barba. E profilul. O pălărie cu pene, așa, nu? Și bărbia, da. Eu așa nu văd, da. Păi vezi, Seanu, dacă văd, dacă văd. E ciudat. Bă, nu, că toți avem probleme, stai neșit. Fiecare vede... O băbuță și atât. O băbuță, eu nu văd nici băbuță. Eu de la nas mi-am dat seama, dar nu mai vreau să mă uit. Ai zis ceva de mine? Nu, am zis că... A, băbuța, da, o văd pe TV, dar eu nu văd fata tânără. Ba da, mă, e sub aia... Mă rog, nu mai contează. Ce vezi, mă, aici? Hai, ziceți aici. Păi ce să vezi? Vezi... Ce vezi, mă? Eu văd scara, fără pisică. Ce face pisica? Urcă sau coboară treptele? Coboară. Coboară, da. Coboară la deal. Coboară, sigur? Coboară. Da, coboară. Da, mă, da. Ia uite-te în profunzime așa. Nu cumva treptele alea vin de jos și vin spre noi? E...
Urcă, nu, urcă. Nu, mă, coboară, pentru că uite cum e desenată treapta. Coboară, coboară. Coboară, mă, da. Uite, se vede contra. Coboară. Uite cum coboară pe scări. Da. Ți s-a părut că pisica urcă scările, nu ești atent la detalii. Ești probabil o persoană dezorganizată, dar a zis că urcă. Dacă urcă, unde e cu urcatul? N-am explicația cu urcatul. Ha? Uite, dar cine a făcut nebunia asta? O să inventez, dacă... Asta este un cap... De... Papagal. De coboară. Uliu. De gâscă. De gâscă. A, urcă. Deci dacă ea coboară, cum a zis voi, ești o persoană foarte atentă și foarte intuitivă. Ești foarte atent la detalii. Mă rog, hai și ultima. Gata, e mai bine așa. Ce vezi, ce vezi aici? Văd publicitate. Aici, văd universul pământului. Aici ce vezi? Aici. Ia zi, ce vedeți, repede? Un e destrus, Jeane. Nu e strus, că s-a bătut până în mare și pene. Văd un... Ce are, mă, un cioc puțin așa doar? Pătlan. Rață sau iepure? Ce vezi? Un... Rață, rață. Rață. Și eu văd o rață. 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 Este găină de-aia golașă, cum se de ce? Că dacă ai văzut o rață, emisfera dreaptă o domină pe cea stângă în creierul tău, ceea ce înseamnă că ești o persoană indulgentă. Ești indulgent, Vali? Hai mă, că v-am făcut și profilul psiholog. Da. Dar foarte mișto. Da. Da. Nu prea... Bine, nu prea văd cum ai putea să vezi iepure aici. Ba da, urechile și cu... A, da mă, iepure, invers așa, toate. Să știi, uite, botul. Urechile sunt... Unde la dreapta, la stânga? Ciocul e ureche. A, bravo, da. Da, uite, să vede și iepure, da. Iepure, bă, frate, da. Și dacă vedea iepure... Da, bă, și cu urechile date mai pe spate. Și la iepure ce scrie dacă vedea iepure? Dacă vedea iepure, stai că avem publicitate. Dai că nu știu ce dracu înseamnă. Dacă vezi iepure, că în creierul tău domină emisfera stângă. Deci eu vă rață toată ziua. Dar mustățile alea. Ești o persoană pragmatică și tehnică. E, te vezi? Dacă poți să vezi și rața și iepurile în același timp, ai probabil o personalitate creativă. Păi da, ai o imaginație bogată și poți citi printre rânduri. Bravo. Și mai văd ceva... Dacă vedeți publicitate, nu dereglați televizorul, pentru că înseamnă că sunteți... Ne întoarcem imediat. Normal, da, asta urmează la noi. Publicitate la 1272.